Seara bună, dragilor! Întrebări și provocări. Astăzi, despre lumea ideilor vom vorbi, despre oameni cu idei, despre oameni dedicați creativității și inventicii. Avem nevoie de asemenea oameni, avem nevoie de idei valoroase care să ne ușureze munca, să ne ușureze viața, să ne ducă viața mai departe, să contribuie la dezvoltarea economică a țării. Un invitat mai special, invitați mai speciali am astăzi alături de mine, pentru că nu în fiecare zi sunt la întrebări și provocări tată și fiică. Le spun bună seara doamnei Simona Petruț, bună seara stimată doamnă. Bună seara, bine v-am găsit. Și îi spun bună seara domnului Ioan Petruț, bună seara. Bună seara și bine v-am găsit. Și mă bucur foarte mult că sunteți alături de mine să vorbim despre lumea ideilor. Dumneavoastră sunteți un om cunoscut în lumea inventicii, aveți idei multe, aveți idei bune, le-ați pus în practică, le aveți stocate. Doamna Simona probabil le va duce mai departe, pentru că așa se și întâmplă. Într-o casă cu multe idei, ideile trec de la unul la altul foarte ușor. Da. Dumneavoastră spuneam că sunteți un inventator cunoscut nu doar în Maramureș. Doamna Simona Petruț este un nume cunoscut în lumea medicală, în lumea stomatologiei, așa că ne întâlnim foarte frumos să vorbim despre idei și cu dumneavoastră în principal aș vrea să vorbim, pentru că sunteți invitatul meu special. Am vrut de mult să vă invit în emisiunea aceasta. Știu că anul acesta ați și împlinit o vârstă frumoasă. Da, mulțumesc. Și oamenii care au ce să spună trebuie să vină și să vorbească. Dacă ar fi să le spuneți telespectatorilor, cine este Ioan Petruț? Ce le-ați spune? Să încep cu începutul. M-am născut în Târgu Lăpuș, un orășel micuț, în 25 august 43. În timpul războiului era o viață foarte grea, dar totuși eram patru frați și ne-am descurcat cumva cu mama singură, tata în război, bineînțeles. Și am ajuns în 50 ca să ajung la școala clasa 1, ce se face, cu tăblițe, cum era atunci, și cu pistil. Și încet, 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 până în 1957, am terminat clasa 7. Majoritatea colegilor mei au zburat toți la profesională. Părinții erau cam sărați, era numai o clasă după asta, nu mai încăpeai, nici nu încăpeau tot la liceu, dar nu se solicita. Și am ajuns la grupul școlar minier, atunci aparținea de Ministerul Afacerilor Interne. Aici în Baia Mare. Aici în Baia Mare, da. Și am făcut 3 ani mecanici autocombustie internă, așa era denumirea, deci mecanici auto, cum se zice. Și a fost greu la început, fiindcă dimineața aveam ore după masă practică sau invers, tot timpul eram. Da, după vreo jumătate de an, un am anintat în rit, ca în armată și nu ne-a păsat. Deci știam că așa trebuie și făceam. În 1960 am terminat clasa și am fost repartizat la centrala minerilor. Și am ajuns la SCCM, un sector central de construcții miniere, cum se zicea atunci. Și am lucrat 10 ani ca mecanic auto. Am fost șef de atelier, dar nu aia e important. Deci am avut categoria 7, deci atunci era categoria 7 cea mai mare. Nu. Și am început liceul seral. Când am fost clasa 10-a, ne-au dus în armată pe toți. Ce mi-a părut rău, nu am ieșit la profesori, au fost profesori care au plâns, vă dați seama, că ne duce în armată, că zice, îmi pare rău că mulți nu o să mai vină. Și au avut dreptate, doamnele, nu mai venit. S-au căsătorit, au plecat în alt oraș, nu mai făcut liceul. Mare păcat. În armată am făcut la Timișoara, la infanterie. Am avut noroc mare că am făcut numai un an de armată. Și am venit. Și v-ați întors acasă? Da, am venit acasă. Am continuat clasa 11 ani se făcea atunci și am terminat. Cum am terminat, am făcut o școală de maestre, fiindcă la Sobijen nu era seral, numai la zi. Uh-huh.
Și ca să nu pierd ritmul, și după aia îmi pare bine și acum că am făcut, am învățat foarte multe la școala de maestri electromecanici. Și cum am terminat școala de maestri, nu m-am folosit niciun ceas, m-am intrat la facultate. În 77 am terminat facultatea și am fost repartizat la Shinkai, unde am lucrat 17 ani. Cred că la Shinkai v-am cunoscut, da. eu v-am cunoscut ca profesor. Da. Cred că am și scris despre profesorul Ioan Petruț, deși profesorul Ioan Petruț avea și la vremea aceea invenții. Știți de ce v-am întrebat? Să vă prezentați puțin. Pentru că se vede dorința de a învăța. Deci nu te-ai mulțumit cu școală profesională. Nu te-ai mulțumit cu liceul. Nu te-ai mulțumit cu școala de maestri. Ai trecut într-o fază... a fost important pentru dumneavoastră pentru că toate etapele acestea v-au dezvoltat extraordinar. Parcă creștea capul sau mintea, nu știu cum să explic, când mai făceam o școlicică. Ce am sărit peste asta când eram mic, clasa 6-7, reparam trotinete. Tare era la modă trotinetele și eu reparam. Venea să-mi dai cu colegii să-i repar trotineta. Era drumul foarte asfalt și se strica foarte bine. Deci asta e prima invenție, așa? Da. Nu invenție, da, așa. Bine, am pus în ghilimele, da. Am avut frână și ăsta, și am avut scule la taică-miu și tot felul de scule și asta m-a ajutat foarte mult, că m-am obișnuit cu ele. După ce am sunat la profesională, întrebam, ce e și ce este? Îi spuneam, hai în față, explică-te. Știți cum e? Este exemplul familiei. Dumneavoastră ați văzut scule în casă, alții văd cărți, se apleacă pentru... Și uite, așa au venit ideile. De unde vin ideile? De unde pasiunea dumneavoastră pentru a căuta, a scormoniile? Nu știu, nu pot să spun exact să dea o denumire, dar tot lucrând, tot ăsta, parcă tot îți vine, te ambiționează cumva și dacă cine zice, du-te, Doamne, că nu se poate. Și mulți munceam, mergeam să-mi dea ceva sârmă sau ceva, du-te-mă, copil, ce-ți faci pe astea. Și parcă te ambiționa sau făceam o invenție, du-te, Doamne, mergeam la Osim, zice, mai trebuie să faceți ceva, să nu știu ce. Da, zice, și de la Osim, eu sus, da, dacă era așa de bună, o făcea americani, japonezi sau nemți. Și până la urmă, peste 3-4 ani, le dai brevetul. No. Dacă ar fi să-l întrebăm pe doctorul Simona Petruț, cum l-ar descrie pe Ioan Petruț? Ca inventator, dar și ca părinte. Le-ați separa pe cele două? Grea întrebare și răspunsul poate este mai lung decât o emisiune. În primul rând, cred că principalele lui calități sau care îmi vin în minte prima dată sunt curiozitatea, perseverența, simțul umorului și ambiția poate câteodată dusă până la stadiul de încăpățânare. Exact cum a zis, se încuraja și vrea să demonstreze că se poate. Pentru el nu există, nu se poate. Dacă l-aș descrie pe dascălul Ioan Petruț, care nu l-am cunoscut ca și elev pentru că nu era voie ca părintele să fie profesorul fiului sau fiicei lui, dar l-am cunoscut din descrierea altor elevi care mi-au devenit prieteni sau cunoștințe sau chiar pacienți. Avea simțul umorului și în clasă, au încă expresii și vorbe de ale lui și acum le mai repete elevii cu drag și râd de ele. Dar a știut să-și atragă elevii și în activități extrașcolare. A știut să-și apropie și a știut să le câștige încrederea și să le insufle și lor dorința și de inventică, dar și de a munci mai mult și mai bine. Iar dacă ar fi să-l descriu ca și părinte, este cel care mi-a insuflat dorința de a citi, cu toate că se zice că ar fi trebuit să-mi insufle dorința de sculă, dar și aici pun în practică ceea ce m-a învățat el, pentru că de la el știu ce înseamnă o șurubelniță și o piuliță, care acum mă ajută în profesia mea, protetica dentară, protetica pe implante, se folosesc șurubelnițe și piulițe. Dar revenind la dorința de a citi, este cel care m-a învățat să citesc la vârsta de 5 ani, m-a învățat să scriu înainte de a merge la școală,
este cel cu care mă certam de multe ori în rezolvarea problemelor de matematică, care până în clasa 6, 7, 8 știu că făcea multe ore ca să rezolvăm o problemă. Și este cel care m-a învățat să muncesc și să apreciez banul. Și acum îmi aduc aminte de primii bani câștigați de la el. Am subcontractat, exact. El avea lucrări și îmi subcontracta mie anumite manopere. Și primii bani erau, i-am păstrat într-o ceșcuță de cafea în sufrageria din living, cum era atunci, în vitrina din sufragerie. Mulți ani erau păstrați acolo și mi-a insuflat dorința de a demonstra că pot în fiecare zi mai mult și cu siguranță omul de astăzi, Simona Petruț, este datorită lui. Dar să știți că este și un om sensibil, care poate nu arată la început. Este un om care a scris poezii. N-am știut. Da. Uite, vă spuneam să aduceți o poezie. Un om care cântă atunci când aspiră, să știți că și cântă. Și un om care, într-adevăr, știe să dea și altora din ceea ce are. Ce a uitat să spună Simona despre tatăl ei, despre profesorul Petruț, despre inventatorul Petruț, despre omul Petruț? Să mă gândesc o jumătate de minut. Nu știu, cam are dreptate, cam așa au fost, dar nu țin minte exact că eu am învățat să citească exact, ea știe ce făcea, nu vă vine să credeți. Un O zicea că e o minge, căuta tot ziarul și sublinea. U zice că e cu gura deschisă. Cercetătorul. Jos. Și numai dată am văzut că începe să citească, dar nu citea toate, numai ce știa e. Și după aia încet vedea cuvântul ce urmează și citea. Și într-adevăr, într-un fel, nu a fost bine, dar a fost totuși bine că citea repede și în clasa întâi, când făcea bețișoară și ăsta, ea știa să scrie. Era interesant, era foarte activă, era cam băiețoasă și ea m-a gândit, n-a uite, parcă era un băiat, că tot făcea ceva și m-a ajutat și în casă, tot fel, de să fac și eu, dar tu nu poți, ba, puf. Și da, uite că tot m-ați atras-o, a mers pe alt culoar, e adevărat că și aici tehnologia își spune cuvântul, nu. Da? Da, nu n-a mers să dezvolte motoare, să repare trotinete, uite acum trebuie să le spunem telespectatorilor că doamna Simona Petruț are 22 de ani de activitate. 25. Și mii, cred că mii de pacienți, da, cu siguranță, care v-au trecut prin cabinet și care își aduc aminte cu plăcere de doctorul care îi tratează. Eu v-am auzit, apropo de tenacitate, că spuneați că perseverența este o calitate a omului care vrea să caute și să găsească idei. Am fost la lansarea de carte a Mirelei și v-am auzit vorbind acolo foarte frumos și Mirela chiar comenta acum că sunteți modelul de urmat în ceea ce faci. Fără muncă, fără perseverență, fără pasiune pentru ce faci, nu cred că poți să ajungi la performanțele astea. Da, cu siguranță. Scopul final nu trebuie să fie nici de cum unul financiar, cum poate unii gândesc sau cred că se fac medici pentru a câștiga mai mulți bani. Am auzit multe variante de genul ăsta. Scopul trebuie să fie într-adevăr acela de a-ți dori să faci cel mai bine ceea ce știi să faci, ceea ce înveți să faci. De multe ori am spus-o și cred cu tărie acest lucru și dacă aș fi fost orice altceva, în orice alt domeniu, cu siguranță mi-aș fi dorit să fiu cel mai bun. Chiar dacă aș fi fost, nu știu, vânzătoare undeva, cu siguranță mi-aș fi lăsat amprenta asupra stilului de a vinde orice. Dacă aș fi fost, nu știu, instructor de sport, absolut orice, cu siguranță aș fi vrut să fiu în fiecare zi versiunea mea mai bună. Iar dacă ai acest crez, sunt convinsă că poți reuși în viață în orice domeniu. Domnul Petruț, vă mai aduceți aminte care a fost prima dumneavoastră invenție? Da, bineînțeles. O turbină iuliană. Pentru? Din vânt să facă energie electrică. Uh-huh. Nu știu cum mi s-a
Exact, nu știu de unde au pornit, dar atât am făcut mai multe machete, și am observat că forma cupelei este foarte importantă. Astea cu elice au randament foarte mic. Și am făcut cupe, am urmărit un coleg de-a meu tare de treabă, mi-a făcut niște cupe, fără niciun ban, numai de prietenie, exact ca și forma picăturii de apă. Am învățat în liceu. La fizică, domnul Novac, da. Doamne, iartă-l că a murit. Și ne-au făcut și am montat ăla și am câștigat vreo 10-12% la aceeași dimensiune. Și tot am făcut mai multe îmbunătățiri, vreo, cred că 7-8 îmbunătățiri și până la urmă am câștigat cam 1,25%. Nu, 12%, cam așa ceva, 12% și 5%. Și atunci am făcut o machetă, am pus-o pe mașină și am circulat pe ea să văd parametrii, deci tensiunea și randamentul. Da, și am propus-o pentru brevet. Nu știam că e prima invenție, dar într-adevăr îmi aduc aminte de această turbină eoliană, pentru că pe lângă faptul că o aveam montată pe mașină, deci era pe Dacia care aveam atunci și noi trebuia să înregistrăm anumiți parametri. În timp ce mergea mașina, în funcție de viteza mașinii, erau niște becuri care se aprindeau și noi notam, cei care erau în mașină notau. Și cred că odată s-a defectat sau nu știu de ce, dar mi-aduc aminte, am amintirile acestea, că eu țineam această turbină eoliană pe geamul mașinii ca să vadă cum merge. Deci, într-adevăr, fiecare invenție cumva trebuie să îi faci o machetă ca să și verifici dacă ceea ce ai scris tu teoretic sau ce te gândești tu teoretic funcționează, dacă se poate pune într-adevăr în practică. Păi dacă aici intervine impedimentul cel mai mare al celor care cercetează, pentru că se opresc la partea de teorie, e mai greu de pus în practică pentru că îți trebuie bani. Îți face mulți parametri care nu știi. Da. Și nu te învață nimeni. Da. Și pas cu pas trebuie să verifici, să vezi. Și încă ceva e foarte important, cum zicea Simona, e foarte important să faci schemă. Da. Deci machetă. Și exact la parametri. Deci 1 la 5, 1 la 10, 1 la 20, știți? Scara. Asta e extraordinar de mult. Și atunci imediat vezi parametrii. La 3-4 bucăți îți dai seama, ăsta așa, așa. Și multe, multe. Și la aproape la toate invenții le-am făcut machetă. Și... Cât i-ați zis că aveți? Cred că... Cum? Cât i-ați zis? 70 am cedat. 70. Da. Să mai spunem o dată. M-am oprit. Și am făcut machete și au fost și 3-4 ani de zile că m-am gândit la o idee, am încercat-o de mai multe ori, nu a reușit și iar am încercat și până la urmă toate mi-au ieșit. Tot, dar în timp. A fost că am pierdut la una poate 200 de ore de gândire și de asta și la una 5-6 ore am ieșit. Depinde de... Știți ce spunea Edison? Spunea, el a fost unul dintre cei mai mari inventatori și cu cele mai multe. Și el spunea că eu nu eșuez când am avut 10.000 de idei și înseamnă că n-au fost, nu le-am putut pune în practică, dar nu că am eșuat eu și din nou și de la capăt. Da. Perseverența, da? Și zicea că inspirația e 1% și 99% transpirația. Da. Deci, da? Nu trebuie să lucri, să dați capăt. Cum vă veneau ideile astea? Cum? Stăteați noaptea și cele mai multe din practică, sau mă gândeam de ce e așa, de ce e așa, de ce e așa, sau făceam ceva bunătățiri, mai făceam bunătățiri și în industrie, după aceea stai mă că ăsta s-ar putea breveta. Mai face ăla, acela, și așa au fost. Și unele, de exemplu, la susenzorul de apă, pot să-l spun? Spuneți-l! O colegă de-a mea, o profesoară, au zis că o vine la școală că eu curs apa și o trebuie să plătească la doctorul din jos că eu... E inundat. Da. El avea pereții pictați pentru poftii. Da. Și au venit că voi faceți invenții mari, hidraulice, ce și să faceți ceva micuț așa ca o brichetă să suni apă. Și am zis, da, eu încerc să-ți fac în 6 luni. Și am făcut-o, în vreo 5 luni am făcut-o și după ce am făcut-o, o zic că nu-i trebuie așa, mi-a fost de necal. Dar după aia am brevetat-o și după aia circuitul, ce a făcut. Brevete câte aveți? Brevete vreo 15. 15. Dar mulți am refuzat și anul ăsta am refuzat că să nu mai plătesc. Vine să plătiți ăla și după aia n-am mai plătit. Mai bine, să plătiți în 30 zile sau 35 zile, că altfel trece în patrimoniul public și oricine o poate face. N-am mai dat.
Că revenim la partea de profesor, că ați lucrat foarte mult cu copiii, cu elevii, ați și inovat împreună cu ei, da, aveți invenții și, cu... Păi să vă spun câțiva, dacă mi-a spus așa întrebarea, am pe Dereșchei, am pe Voș Otilo, fost elev la Șincai, ăștia au rămas în țară, Dereșchei, doamne iartă-l că a murit, e tânăr, Fagi, care e în Anglia, alții sunt în Franța, foarte mulți au plecat din țară și cu Ciocătișan și cu Voș și astăzi cooperăm, am câteva invenții împreună cu ei. Ei se cunosc puțin, dar am separat, am făcut cu fiecare și umblăm, circulăm noastră, deci suntem ca și, cum am zice, prea de familie, dar nu altceva, numai tehnică. Când stăm, vorbim, o oră, două de tehnică, așa, așa. Cam asta. Și din ăia care 2, 3, 4, 5% s-o încheia, să zic așa, dar nu toți. Și din ăia cam numai jumătate au reușit. Fie că nu au avut timp, fie că nu au avut pasiune, nu mai păzit. Și nenorocirea e că foarte mulți au plecat din țară. Că asta este problema, că vroiam să vă și întreb. Ce facem cu tinerii care, uite, se școlesc în România și pe doamna Simona o întreb. Statul cheltuiește bani cu ei, îi școlește, dar nu le asigură ce ar dori ei și preferă să meargă în altă parte și să ia forță de muncă gata, pregătită și noi ne plângem că nu avem forță de muncă. Poate și legile se devină. Eu am avut colegi și mai mari ca mine colegi care au făcut facultatea în Germania. Și cum, ce patriotism era atunci, când termina, venea înapoi. Și au fost inventatori aici și făcea tot felul. Nu știu cum să explic. Iar ăștia, adevărul că pleacă de sărăcie și după aia, dacă stau 5, 6, 10 ani acolo, au prieteni, neamuri, copiii, fac școală acolo, fac facultate acolo, ăia nu mai vin acasă. Zice, vin până moare părinții și gata. Nu toți pleacă din sărăcie. La noi, de exemplu, în domeniul medical, am colegi și nu puțini care nu au plecat din cauze financiare, ci au plecat pentru a-și putea face profesia la un alt nivel. Din păcate, faptul că nu se oferă sau nu sunt spitale atât de bine dotate cum sunt în altă parte, îi poate face pe unii să-și dorească să profeseze în alte țări. S-a încercat în domeniul nostru să îi oblige 5 ani, cel puțin după un rezidențiat, să rămână în țară, dar, din păcate, nici nu cred că este corect și evident că se găsesc tot timpul niște subterfugii pentru a putea totuși pleca dacă îți dorești. Într-adevăr, legislația ar trebui modificată, cred că în multe domenii, îmbunătățită sau adaptată noilor situații, dar și... ceea ce oferim tinerilor este important. Noi ca și societate, noi ca și oameni mai maturi decât ei și pe ansamblu ca și națiune, ca și țară. Pentru a putea face să rămână și să-și dorească să rămână în țara noastră. Ca să completez, eu zic de însă că i-am uitat. Primul aparat a ei era german. 1942. Vă dați seama. Cu care lucra? Da, primul. Că au zis că nu sunt aparate. Și, dar nu a fost primul, că a fost al doilea. I-a trimis o colegă de-a ei, din Germania, așa, gratuit. Și transport, tot, unde noi ba. Și cineva l-a furat, l-a adus pe la Zalău și l-a furat partea interesantă electronică. Și nu, lăsați-l să spună, da, că îi dați și l-a furat. Și ce credeți? S-a plâns. Eu trimis asta. Foarte bine. Păi da și cum? Tot da. Gratuit. Da. Și ăla a lucrat vreo 4-5 ani. L-ați... Dar tot timpul trebuie reparat. Dar l-ați studiat așa? Eu nu puteam eu singur. Un coleg de liceu, dar era capitan de vas. Mm. Dar era electronist extraordinar de bun. Și eu, în pensie am început să fac. Da, asta e foarte interesant. Au lucrat 6 luni cu ajutorul soțului unei doctorițe care mi-a fost mentor la început. Doamna Popstela, o salut și o pup dacă ne aude. 6 luni am încercat să-l repare într-adevăr și să poată să-l pună să fie funcțional.
Despre idei vorbim, luăm momentul de publicitate, că vine peste noi partea de publicitate și vom continua cu domnul Ioan Petruț și cu Simona Petruț despre cât de frumoasă și cât de interesantă este lumea ideilor. Publicitate!